tragedie în lumea filmului. Din păcate, actrița americană cu sindrom Down, Andrea Fai Friedman, s-a stins din viață la vârsta de doar 53 de ani. Andrea Fai Friedman a contribuit la reprezentarea persoanelor cu sindrom Down în lumea divertismentului și a cinematografiei americane. Amintim faptul că unul dintre cele mai cunoscute roluri a fost Amanda din Life Goes On. Ea a fost și subiectul unui documentar de succes din 2009, Possible Dream, de Andrea Friedman Story. Ținem să precizăm faptul că în 2010, Friedman a reușit să impresioneze criticii de film cu rolul unei tinere cu sindrom Down, Ellen, într-un episod din Family Guy. Ultimul film al actriței în 2019 în pelicula Carol of the Bells. Friedman a fost profesor asistent la programul Patuaia Lucla. Dumnezeu să o odihnească în pace!